Marcel Romanescu nu regretă faptul că i-a cerut public demisia președintelui PNL la nivel național, Ludovic Orban. Primarul de Târgu Jiu spune că nu se teme și nici nu s-a temut de consecințe, ci dimpotrivă speră acum să fie ajutat de Ludovic Orban, ajuns între timp prim-ministru. Cu câteva luni în urmă, Ludovic Orban spunea că salariile celor din IT ar trebui să scadă. Imediat, primarul Marcel Romanescu, președinte al PNL Târgu Jiu, a cerut public demisia liderului de la București. Romanescu nu bănuia atunci că urmează o moțiune de cenzură, în urma căreia PNL să preia guvernarea. Între timp, Ludovic Orban a ajuns prim-ministru, iar Romanescu este la mâna liderului central. Romanescu își asumă declarația și spune că nu și-a șters postarea de pe Facebook. Regretați acum faptul că la un moment dat i-a cerut demisia președintelui PNL? Nu, eu am întotdeauna curajul de a-mi asuma ceea ce fac. Puteam foarte bine, când a ieșit prim-ministru sau când am văzut că merge pe un culoar, să-mi șterg postare. Nu, ăsta este interesul. Am curajul să-mi asum faptele. Romanescu insistă să spună că Orban a greșit cu acea declarație și crede că liderul de la București a și înțeles asta. Sigur că Ludovic Orban în niciun caz nu s-a felicitat pentru acea declarație. Dar poate că eu am fost puțin mai tranșant. Poate ăsta e felul meu de a fi. N-am fost niciodată un tip foarte drăguț cu liderii pe care am avut, că au fost județeni, locali, naționali. Întotdeauna ce am avut de spus, am spus. Primarul de Târgu Jiu spune că nu se teme și nici nu s-a temut de consecințe, ci dimpotrivă speră să fie ajutat de Ludovic Orban, ajuns între timp prim-ministru.